ce ar însemna lux pentru dumneavoastră, de exemplu? De exemplu, eu am o casă în construcție care are 300 de metri. Unde să o încadrăm? 300 de metri pătrați, mi se pare, depinde, fiecare cum își permite. Unii își fac case mai mici și la fel de utile, alții își fac... E mare, 300 de metri pătrați? E măricică. Nu e exagerată, sunt case și de 500 de 800 de metri pătrați. Dar trebuie să fie impozitată mai mult? Să fie impozitată? Nu consider că ar trebui să se impoziteze la un alt tarif. De la câți metri pătrați în sus ar trebui să se impoziteze o casă? Care e una de lux? Poate de la 800 de metri. Sunt case și de 800 de metri. 500 de metri. De la 500 de metri, să zic că s-ar putea modifica puțin tariful. Și cu mașinile, cum ar trebui să fie impozitul? Care să fie considerată de lux? De la ce preț în sus? În străinătate nu se procedează astfel decât la noi. Eu am o mașină cu motor de 3000 și plătesc undeva la 900 de euro pe an. Mi se pare incorrect. Pe când la o mașină cu motor de 2000 e undeva la până în 200 de euro impozitul anual. Deci așa cum ar fi vehiculate ideile pesediștilor, cum vă sună? Casă de la 120 de metri pătrați în sus impozitată mai mult că la e lux? De la 120 de metri? Da. De la 120 de metri chiar nu e un lux. Și un apartament are 100 de metri pătrați, 120. Nu mi se pare aberant acest proiect de lege. Pe partea taxării imobililor sau lucrurilor mobile, cum sunt autoturismele, iarăși avem o discrepanță destul de mare față de vestul Europei. Ne gândim de foarte multe ori că ne plac serviciile din vestul Europei, autostrăzile, serviciile medicale și alte lucruri, dar uităm că în vestul Europei taxarea unei proprietăți este undeva la 2% din valoare. La noi e pe an. La noi e undeva 0,2%. Deci cât plătiți, de exemplu? Pe câte locuințe aveți? Cât îmi spune la taxe și impozite, atâta plătesc, tot timpul plătesc anticipat. Deci beneficiez și de acea... subvenție. Aveți, știu, proprietăți și în Statele Unite? Da, acolo este o taxare mult mai mare. Tot în jur de 2% din valoare. Așa aici este. Cam cât? Aici cam cât? Cam 0,2%. În medie vorbesc, n-am un calcul 100%, dar în medie aici se plătește 0,2%, în străinătate, în vestul Europei, în țările civilizate la care tindem și cu care ne place să ne comparăm când este vorba despre servicii. Acolo vorbim de 2%. De exemplu, în Franța, apartamentele peste 100 de metri sunt taxate cu 5%. Adică și aproape triplu decât cele mai față de cele de sub 100 de metri pătrați. Ar trebui să fie o ecuație legată și de metri pătrați și de valoare, pentru că poți să ai o casă la țară care să valoreze foarte puțin, de fapt. Și atunci 120 de metri nu să nu spună foarte mult. Dumneavoastră considerați că ar trebui să plătiți taxa asta de așa numit lux? Nu e vorba de taxe de lux. Dumneavoastră, de exemplu, v-ați încadra în categoria celor taxabili pentru lux? Ne referim la venituri și dacă baremul stabilit va fi unul așa cum se vorbește, posibil să mă încadrez la o taxă suplimentară. Posibil, nu sunt un om bogat, să ne înțelegem. Dar ca venituri de parlamentar și cu soția, posibil să mă încadrez să plătesc o taxă suplimentară. Aveți o casă mai mare de 120 de metri pătrați? Da, am o casă mai mare de 120 de metri pătrați, dar e luată cu banca, să ne înțelegem. Adică, dar dacă va fi supusă acestei taxe, bineînțeles că o voi plăti. Dar ar fi, nu știu, un criteriu bun acesta să pornim de la 120 de metri pătrați în sus? E doar o cifră în spațiu public, dacă nu s-a făcut o evaluare exactă, să vedem exact de la câți metri, de la câte proprietăți, de la ce capacitate cilindrică, de la ce anume, cum anume definim luxul, cum este în lege, iahturi, avioane, mașini de lux, mai multe mașini, proprietăți mai multe și așa mai departe. Noastră v-ați încadra la categoria aceasta ce ar trebui suprataxată? Sub nicio formă nu mă încadrez, pentru că eu locuiesc într-un apartament cu 3 camere, cu 2 copii și nu am alte proprietăți sau venituri care să mă ducă în zona de suprataxare. Eu sunt până la urmă un simplu cetățean al acestei țări. Cineva care are, nu știu, mai multe locuințe ar trebui impozitat pe locuință mai mult? Din punctul meu de vedere, cred că da.
De la câți metri pătrați în sus? Nu. Repet, nu invoc, nu cred că este un element corect. Metri pătrați deținuți în proprietate de fiecare. Proprietăți, număr de proprietăți. Da, nici număr de proprietăți. Eu cred că veniturile, pentru că ăsta e argumentul, veniturile realizate ar trebui, de către fiecare, ar trebui să reprezinte elementul în baza căruia s-ar aplica o taxă de solidaritate.